Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Uite, am o combinație între o știre Bravo și idei de afaceri. Dacă vreți, știați că există ceva numit punct gastronomic local? Nu. Punct gastronomic local pare a fi o nouă tendință în creștere rapidă în România. Punctele astea gastronomice locale sunt și definite de o lege specifică. Legea 412/2023, am găsit eu, sper să nu mă așer, reprezintă în esență o mică afacere prin care cineva gătește mâncăruri tradiționale specifice zonei respective pentru un număr limitat de persoane, fără să aibă neapărat și infrastructura unui restaurant tipic. Deci, practic, în București ar fi șaurma cu de toate. Da. Adică o să te primească acasă? Da, ceva de genul ăsta. În Cuba, când am fost, în urmă cu deja multicei ani, ei aveau, în regim comunist fiind, au voie să gătească acasă pentru turiști, dar tot așa cu autorizație și da. Deci e ceva de felul ăsta. Ceva de genul ăsta. Mi s-ar părea interesant. Nu v-ați merge la o doamnă să vă facă niște chiftele cu piure? Ba, da. Unul dintre cele mai de succes... una dintre cele mai de succes cărciumioare, că nu pot să-i spun restaurant. Din anii 2000, când fenomenul corporatist de-abia luase avânt în România, se dezvoltase la intrarea dintr-un garaj din zona aviatorilor. Deci acolo era o doamnă care rămăsese văduvă și care, încercând să-și suplimenteze cumva pensia, începuse să gătească. Și făcea două, trei feluri de mâncare, nu mai mult. O ciorbă, o tocăniță și foarte rar se întâmpla să fie și un desert. Adică ce făcea de mâncare, numai că acum în cantități mai mari. Și se băteau puțini corporatiști care erau pe vremea respectivă. Băi, era bătaie acolo, vindea doamna respectivă, uite că nu mai știu cum o chema, era în spatele Arcului de Triumf, vindea în 30 de minute tot. Înțelegi? Oala respectivă, totuși. După aia, mă rog, s-a mai extins și a pus și umbreluțe, dar inițial avea 4 mese și făcea ciorbițe și tocănițe și mâncai ca la mama acasă. Era fabulos. Mie mi se pare că Șorle a început la fel. Nu era... Poate și Șorle, da. Mă gândesc că era o chestie mică. Da, eu am prins ce aia. Ce stătea și... să cadă. Da, dar acolo se făcea fripturi, chestii de-astea, dar aici făcea mâncare gătită, mâncare de-aia. Da, crezi că și domnul Liviu are un punct de ăsta gastronomic? Că și domnul îl gătește. Liviu... Dragnea. Bun, deci unii dintre românii care au lucrat în străinătate, de obicei în domeniul Horeca, se întorc acum acasă și deschid astfel de puncte gastronomice locale la ei în localitate, unde au o casă și o bucătărie și nu trebuie să plătească chirie. Chiria într-un restaurant te rupe, da. Potrivit datelor ANSVSA, în România funcționează acum peste 300 de astfel de puncte gastronomice locale. Acum 5 ani erau numai 6. Asta e tare. Cele mai multe, am găsit un reportaj pe site-ul panorama.ro, cele mai multe astfel de puncte gastronomice locale pot fi găsite în Vama Buzăului. Vama Buzăului este o localitate în județul Brașov. Bă, Buzăul ăsta este fabulos, e peste tot. Deci în torsura Buzăului e în Covasna, Buzăul e în Buzău, așa. Vama Buzăului e în Brașov, Covrigarul șef al Buzăului e în București. Deci... Ok. Bun, jurnaliștii de la panorama.ro relatează experiența unei doamne care a muncit 15 ani în Italia și a revenit acasă, unde și-a deschis propriul punct gastronomic local. Aici n-a fost prea ușor, cel puțin la început, o citez, o cheamă Anca Vlad, zice așa doamna Anca Vlad, în primul rând, spune, era un concept nou, turiștii nu reușeau să înțeleagă despre ce este vorba. Aveam brandul la poartă, dar nu aveau curajul să intre în curte să mănânce și uite așa, noi așteptam să intre cineva să mănânce, ei nu aveau curaj. Dar încetul cu încetul clienții au început să vină. Pentru a atrage clienții, mai spune ea, cel mai important este să fii tu însuți și să-i primești cu brațele deschise și cu zâmbetul pe buze, ca la mama acasă. Să-i servești cu mâncare tradițională, proaspătă, naturală, care să le aducă aminte de copilărie. Așa îi cucerești. Uite, Silviu ne mai dă câteva detalii și spune că pentru a deschide un PGL, a nu se confunda cu GPL. PGL, da, punct gastronomic local. Trebuie ca mâncarea oferită turiștilor să folosească 75-80% produse locale. Da. Iar numărul persoanelor care servesc concomitent masa este limitat la 12. 12. Da. Da. 3 mese, cum ar exact. Găina din curte, roșia din curte. Da, modelul cubanez. Ca să faci o stropelu, adevărat, nu? Ciorbița, vai de capul meu, un plou în gură. Să aibă, știi, tata făcea borș, avea un
o oală mare de ceramică smălțuită și făcea borș în casă. Pentru ciorbă, că era ciorbar. Da, da. Îi plăcea ciorba rău de tot, borș, mă rog, de fapt. Și astăzi faci borș în casă, un găinuță, un puișor, mă, un plungur. Terezulă, vezi că mai e și sita Buzăului. E în covasna. Nu cred. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.